Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a hotărât ca începând cu data de 19 februarie să se suspende activitatea didactică ce presupune prezența fizică a elevilor la cursurile din cadrul Liceului Pedagogic Ștefan Bănulescu din municipiul Călăraș. Conform informațiilor transmise de către inspectorul școlar general al ISJ Călăraș, care e în Raluca, această decizie a fost luată ca urmare a testării pozitive la noul coronavirus a trei cadre didactice din liceu. În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții DSP Călăraș, s-a luat măsura desfășurării cursurilor lor online pe o perioadă de 13 zile, mai exact până pe data de 4 martie.